Bun găsit, prieteni! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Liderii care contează și astăzi vom vorbi despre pasiune. Bill Cosby, care este un comedian, spunea că oricine poate să fie reținut, să ezite, dar atunci când faci un angajament, sângele tău capătă acel lucru deosebit în el și este foarte greu ca oamenii să te mai oprească. Asta se poate spune și despre fondatorul Papa John's Pizza, care, despre care putem să zicem că avea sos de pizza în sângele său. În cartea cele 21 de legi indiscutabile ale leadershipului, John Maxwell vorbește despre povestea de antreprenor al lui John Schnatter, care a crescut de la 1 la 46 de magazine în primii 7 ani de afacere și apoi de la 46 la 1600 în următorii 7 ani. Acest succes fenomenal al companiei sale experimentat în partea a doua, în celelalți 7 ani, se datorează legii creșterii explozive, așa cum o spune John Maxwell în cartea sa, care lege spune pentru a amplifica dezvoltarea, creșterea, oamenii tăi să se multiplice, condu lideri, fă-i lideri. Dacă vrei să multiplici, creează din oameni simpli, creează lideri. Dar care a fost însă cheia în prima jumătate? În a doua am înțeles, de la 46 la 1600 de magazine în cei 7 ani, dar în primii 7 ani care a fost? Răspunsul este pasiunea. Atunci când nu ai ce să multiplici, când nu ai foarte mulți oameni pe care îi poți transforma în lideri ca să multiplici, e nevoie de pasiune. Și John Schnatter, nu numai că mănâncă pizza de la pizzeria sa, dar el o și respira, el dormea cu gândul la ea și trăia pizza. Practic, pizza se putea spune că este în gândul său. Așa cum spunea analistul Michael Spicer de la Lehman Brothers, în revista Success, pizza este viața lui Schnatter și o ia foarte în serios. Ei, cam asta ar fi ideea despre pasiune, să faci ceea ce faci ca și când ar fi viața ta acolo. Filozofia lui Schnatter este simplă și directă. Concentrează-te pe ceea ce faci bine, spune el, și fă-o mai bine decât oricine. Deci concentrează-te pe ce faci bine și fă-o mai bine decât oricine. Ceea ce face el foarte bine este să conducă cea mai mare afacere, cea mai rapidă afacere din domeniul său la nivel mondial. Și lucrul ăsta am putea să spunem că l-a făcut cu mare, mare plăcere. Atunci când a vizitat una dintre francizele sale cu soția sa, Annette, în Louisville, în centrul orașului, a găsit că această pizzerie era plină cu comenzi onorate încă și ce credeți că a făcut? A intrat și el în bucătărie și a început să facă pizza pentru o oră și jumătate. Pentru că el nu s-a oprit doar să viziteze, să întrebe, ci și-a dedicat timpul său dezvoltării și rezolvării problemei. Vizita magazinele de 4 sau de 5 ori pe săptămână, adesea neanunțat, doar ca să fie sigur că lucrurile merg în direcția potrivită. Vorbind despre visele mele pentru afacere cu pizza, în urmă cu mai multe zeci de ani, spune el, oamenii au crezut că sunt nebun. Schnatter a zis, bancherii, prietenii mei și comercianții pur și simplu râdeau. Le-am spus că aveam de gând să deschid 5 sau 6 magazine pe lună și de asta râdeau. Însă acum, în mod normal, se deschid cam 30 de magazine pe lună, adică în fiecare zi a anului câte un magazin. Asta era rata de magazine la momentul în care John Maxwell scria această carte. Ei bine, lucrul acesta nu se face decât cu pasiune. Haideți să discutăm puțin despre pasiune.
adevărul, așa cum îl spune David Sarnoff, este că nimeni nu poate să fie succes în domeniul său dacă nu este pasionat de acel domeniu. Dacă te uiți la viețile liderilor de succes, vei găsi că întotdeauna diferă. Nu se potrivesc tiparele de la unul la altul. De exemplu, mai mult de 50% din președinții Consiliului de Administrație al firmelor, al brandurilor, al companiilor din Fortune 500 au avut note slabe în colegiu. 50%. 75% din toți președinții Statelor Unite au fost în a doua jumătate în clasele lor, 75%. Și mai mult de 50% din toți antreprenorii milionari niciodată n-au terminat colegiul, mai mult de 50%. Și atunci, ce face posibil ca oamenii aceștia obișnuiți să realizeze lucruri grozave? Răspunsul este, într-adevăr, pasiunea. Chiar dacă poate găsim alte cuvinte, până la urmă tot cam asta ar însemna pasiunea, abilitatea de a continua visul acela, de a munci, de a se întoarce, pentru că avea o pasiune, avea un de ce suficient de puternic, așa cum ar spune Simon Sinek. Pentru că, într-adevăr, la început nimeni nu poate, nimic nu poate să țină loc pasiunii în viața unui lider, mai ales înainte să aibă o echipă mare care să facă cumva lucrurile să meargă de la sine, deși niciodată nu merg de la sine, mai ales dacă e vorba să se dezvolte. Iată patru adevăruri despre pasiune care te pot ajuta ca lider. 1. Pasiunea este primul lucru pe care îl poți face pentru a avea realizări, pentru că dorința ta determină destinul tău. Gândește-te la lideri mari și vei fi uimit de pasiunea lor. Gandhi avea pasiune pentru drepturile și libertățile umane. Winston Churchill avea pasiune pentru libertate. Martin Luther pentru egalitate și Bill Gates pentru tehnologie. Orice om care trăiește dincolo de obișnuit are o dorință grozavă pentru ceva. Și lucrul ăsta este adevărat și valabil în orice domeniu. Dorința slabă aduce dorință, rezultate slabe, în timp așa cum focul mic va crea o căldură mică, puțină, slabă. Și cu cât este mai puternic focul tău, dorința ta, pasiunea ta mai mare, cu atât mai mare și potențialul de realizare. 2. Pasiunea îți amplifică și voința. Se spune despre un om care nu avea pasiune că s-a apropiat de filozoful grec, Socrate, și a afirmat: o, mare Socrate, vin la tine pentru cunoștință. Filozoful a luat pe acest tânăr la mare și l-a luat în apă și l-a ținut în apă, sub apă, cu capul 30 de secunde. Apoi, când l-a scos să tragă aer, Socrate l-a întrebat ce dorea. Să spună ce dorea. Și el a zis: doresc cunoștință. A spus așa, cu gâtuit aproape. Socrate din nou l-a pus în apă și de data aceasta l-a ținut mai mult. După ce l-a scufundat de mai multe ori și după ce l-a întrebat și a primit mai multe răspunsuri, de mai multe ori răspunsuri, filozoful l-a întrebat: până la urmă, ce vrei? Și tânărul în cele din urmă a spus: aer, vreau aer. Bine, a spus Socrate, acum când vrei cunoștință la fel de mult cum vrei aerul, o vei avea. Vezi, asta ne spune că nu există substitut pentru pasiune. Pasiunea este combustibilul dorinței tale, al voinței tale. Dacă vrei ceva suficient de mult, poți să găsești voința să faci. Până la urmă, asta este. N-am timp. Nu, pentru că nu vrei. Singurul mod de a găsi dorința în forma ei cea mai pură, cea mai puternică, dacă vrei, este să dezvolți pasiunea. Al treilea lucru despre pasiune este că ea te schimbă. Dacă permiți și pasiunii să se dezvolte și o urmărești în viața ta, în timp, în loc să asculți la percepția și la părerea altora despre tine, atunci vei deveni aproape automat, spun aproape pentru că nu va fi automat, o persoană mai dedicată și mai productivă. Și aceasta, bineînțeles, că îți amplifică și impactul asupra celorlalți. În cele din urmă, pasiunea ta va influența mai mult decât personalitatea ta. Și al patrulea adevăr este că pasiunea
face imposibilul posibil. Pentru că oamenii sunt de așa natură construiți încât când ceva aprinde sufletul, imposibilitățile dispar. Un foc din inimă luminează întreaga viață. De aceea liderii pasionați sunt atât de eficienți. Un lider cu pasiune mare și cu abilități mai puține întotdeauna depășește pe un lider cu pasiuni, cu abilități multe, dar cu pasiune deloc. Așa că aș vrea în următoarele 3 minute, după ce am descoperit aceste 4 adevăruri despre pasiune, să ne gândim puțin la ea. În ciuda puterii pasiunii, mulți oameni din timpul nostru se pare că sunt înclinați să creadă că pasiunea este ceva față de care trebuie să fii suspicios. Așa cum spunea sociologul Tony Campolo, la un moment dat suntem prinși la un stadiu în care nu numai că suntem materialiști, dar mai mult decât materialiști, mai rău decât atât, devenim morți din punct de vedere emoțional ca ființe umane. Nu mai cântăm, nu mai dansăm, nu, nici măcar nu mai păcătuim cu entuziasm. Auziți? Interesant. Așa că te întreb, pasiunea este o caracteristică a vieții tale? Te trezești entuziasmat cu privire la ziua care stă înainte? Este prima zi a săptămânii ziua ta favorită sau prima zi de lucru? Sau trăiești din weekend în weekend, așteptând să termine săptămâna, mergând ca prin somn la servici? Cât a trecut de când n-ai mai putut să dormi pentru că erai atât de încântat de o idee, abia așteptai să te trezești? Dacă pasiunea nu este o calitate a vieții tale, chiar să știi că în calitate de lider ai mari probleme și vei avea. Adevărul este că nu poți să conduci pe nimeni dacă nu ești pasionat cu privire la lucrul pe care îl faci. Nu poți să pornești focul în organizația ta dacă acel foc mai întâi nu arde în inima ta. Și câteva puncte finale, practice, cum să-ți îmbunătățești pasiunea. Mai întâi, măsoară-ți temperatura. Cât de pasionat ești despre viața și munca ta? Se vede, în realitate? Pune-ți întrebarea aceasta ție, dar pune întrebarea aceasta și colegilor de muncă, soției tale. Și nu vei deveni, reține, pasionat până când nu crezi că pasiunea poate să facă o diferență în viața ta. 2. Întoarce-te la dragostea ta din tâi. Mulți oameni permit ca viața și circumstanțele să îi deraieze de pe traseul lor, pe care au pornit-o mai tineri, când erau mai tineri și nu urmăreau doar banii și realizarea și faima. Gândește-te la vremurile în care ți-ai început cariera ta, de ce ai început-o, ce făceai cu pasiune și de ce făceai ceea ce făceai. Ce anume te pornea cu adevărat și te punea pe traseu? Ce anume te făcea să petreci timp îndelungat, ore după ore, într-o anumită activitate? Încearcă să recapturezi entuziasmul acela de mult. Încearcă să îți evaluezi apoi viața și cariera în lumina acelor zile și iubiri vechi și vezi cum te-ai depărtat de ele. Al treilea lucru practic este să se asociezi cu oamenii pasionați. Aici e o mare problemă. Poate că nu sună prea confortabil, dar ce se aseamănă, se adună. Și dacă ți-ai pierdut focul, du-te lângă niște oameni care știu ce înseamnă focul. Pasiunea este contagioasă. Așa că pune-ți în calendar timp pe care să-l petreci cu oameni care te pot infecta cu pasiunea lor. Te las mai departe să te gândești la modalitățile acestea practice și nu uita că până când vei putea să faci o diferență prin activitatea ta propriu-zisă, trebuie să creezi spațiu și să creezi elan prin pasiunea pe care o pui în ceea ce faci. Mult succes!